Bună ziua! Mă numesc Svetlana Chivă, sunt șefa Direcției Municipale pentru Protecția Dreptul Copilului. Good day, I am Svetlana Kifa and I am head of the Direction Child Protection of Children in Chișinău. În primul rând, aș vrea să aduc cele mai sincere cuvinte de mulțumire tuturor părinților, tuturor oamenilor de bună credință care au pus mână de ajutor la implementarea unei idei, a unui vis, instalarea casageriei autonome la Casa Municipală Specializată pentru Copii. I would like to say thank you to the parents and to everybody who put money into accomplishing a nice dream, a autonomic heating system in the municipal orphanage in Chișinău. Cu regret, situația economică prin care trece Republica Moldova nu ne permite să rezolvăm mai multe probleme ce țin de protecția copilului în dificultate. Economical situation of Moldova that it's now it doesn't allow us to solve so many problems that children need. Și cu regret, această problemă cel mai dificil este rezolvată pentru acești copii. So this problem should be solved for these children because they are in desperate situation. Iată de ce avem nevoie de casa municipală specializată. That's why we needed this in the municipal orphanage of Chișinău. Și situația modestă a bugetului municipal nu ne permitea să rezolvăm una din cele mai importante probleme acestei instituții. So the small budget of the municipality wouldn't let us solve this important problem regarding the heating system. Instalarea casageriei autonome. The heating system individual that we switched to belong before that belonged to the city system, which was very expensive and inefficient. Și mă sunt fericită foarte mult de faptul că dumneavoastră, dragi părinți, ați pus mână de ajutor și ați venit cu donația din partea agenției dumneavoastră pentru rezolvarea acestei probleme. And I'm very happy that you, dear parents, put the money and gave it to the agency, and all together we did this heating system for this orphanage. Anume datorită inițiativei cu care ați venit aproape mai mult de 2 ani în urmă la noi la primărie, ne-a permis nouă să ne pornim pe această cale. So the initiative that Children's Helpnet Foundation had 2 years ago, we went to the City Hall and that was the start, a good start, and we ended up finishing it. Și datorită inițiativei dumneavoastră cu suport financiar, eu ca șef al direcției am avut mai multe posibilități și un suport esențial la apărarea necesității și obținerii sumei suplimentare de la Consiliul Municipal. So because of your help and your initiative, I had a chance as a director of the Children's Protection Department to get more money and to obtain enough money to finish this project. Și așadar, la suportul financiar din partea dumneavoastră, cu contribuția primăriei, am reușit astăzi, în fine, să vedem ideea realizată. So with the money that you donated and with the help of the City Hall, we accomplished today to have the heating system in the orphanage of Municipal Orphanage of Chișinău. Mă simt foarte, foarte fericită, deoarece încă o dată m-am convins. I'm very happy because once more I am convinced. One more time, I'm convinced. În această lume sunt foarte mulți oameni receptivi la durerea copilului. In this world there are so many people, they are sensitive to the pain and need of children. Care indiferent de distanță între noi. Which the distance doesn't make any difference between us. Sunt gata și vin cu mâna de ajutor. They are ready and they come, they give us a hand to help us no matter what the distance between us. De numele primarului general, echipei primăriei, vă duc sincere mulțumiri tuturor. In the name of the general mayor of Chișinău and the whole team, I would thank you pentru acest lucru sfânt și nobil. For this noble thing that you have done. Vă doresc multă sănătate. Wish you a lot of succes în toate. Success.
pace și înțelegere. Peace and understanding. Și noile idei realizate. And new relevant ideas. Dar noi, cei care locuim în altă parte a globului, ne vom mândri și ne vom bucura de prieteni care sunt alături de noi. So we'll be proud and we'll be happy about friends that they are far away from us, but they'll be next to us in many occasions. Și un cuvânt aparte aș vrea să spun adresa domnului Levin, deoarece datorită, consider datorită dumnealui, datorită unei inimi extraordinar de bune și mari, datorită insistenței dumnealor, dumnealui, am reușit să facem acest lucru. So I want to thank you very much, Dr. Dan Levin, because it was your initiative and your persistence, and because of everything of this, we did accomplish to have this heating system in the orphanage. M-am convins că dumnealui, familia dumnealui, sunt extraordinari, deoarece au cadonat. Anume, eu că donat fericirea copiilor din Moldova prin adopția acestor. So they, his family is wonderful because they donated the happiness to the two children they adopted from Moldova. Mă bucur că acești copii se simt foarte bine. I'm happy that these children feel very well home. Cu plăcere am avut posibilitatea din fotografiile care le-am văzut să mă conving cât de bine au crescut, cât de bine se simt. So from the picture I've seen, I was happy to see how big they grew up and also how good they feel. Dragi copii, creșteți sănătoși, frumoși și nu uitați niciodată de lucrul extraordinar care v-a făcut acești părinți. Dear children, you have to grow well, if you have to grow well, and don't ever forget the good things that these parents were did to you during your life. Mândriți-vă cu acești părinți. Be proud of his of your parents. Dar noi cei care am rămas suntem aici în Moldova, noi ne vom bucura de fiecare zi fericită trăită de dumneavoastră, de familie, de prieteni, de toți oameni de bună credință. So people that are in Moldova, we will be happy for any every good and wonderful day that you will pass the children and the parents and all of you there. Susținerea și dragostea dumneavoastră ne vor permite și nouă să rezistăm problemelor cu care se confruntă societatea noastră. Ne vor insufla optimismul și încredere în ziua de mâine. Your help and your love will help us go through a lot of things that we have to go in Moldova and in life, and will help us to accomplish more in the future. Mulțumesc. Thank you.